Dragilor, bine ați venit la un nou vlog. Încep vlogul din bucătărie astăzi. Vreau să vă arăt că am făcut niște schimbări în bucătărie. O să dau camera așa să se vadă mai bine. În primul rând, încetul, mami. Am mutat frigiderul de acolo din colț. L-am mutat aici la ușă. Nu știu, mi se pare că arată mult, mult mai bine așa. Înainte era acolo în colț și mă chinuia mereu când să-l deschid, că eu, vă dați seama, stătea în colț și nu se deschidea complet, cât se deschid el atât, complet, adică atât. Și, nu știu, și stăteam la ghivete, spălam vasele și mi-a venit dintr-o dată minte să fac așa o schimbare și să încerc așa să văd dacă e ok. Am pus așa acolo canapeaua jos, am pus covorul și acolo masa cu scăunele la copilaș, nu știu, mie îmi place foarte mult cum arată. Acolo perdeaua, o să o las deocamdată așa. Am făcut și la... Deci cam așa arată. Am făcut și acolo la... Aici, la mobilă. Am luat alea de acolo că, nu știu, era prea încărcat, mi se părea. Mi se părea prea încărcat. Aici am pus niște căni. Am aranjat și aici că sunt plese cu toate, tot felul de lucruri. Și am făcut și aici. Am aranjat aici. Nu, s-a șters. Deci am șters cu ăsta. Nu știu, dar îmi place atât de mult produsul ăsta. Deci dezinfectez orice. Masa, blatul de la bucătărie, dulapurile când șterg, dezinfectez tot. Scăunelul la copilaș. Deci îmi place la nebunie produsul ăsta. Ceea ce îmi place la el este că are și certificare. Asta este o certificare. Precum că este prietenos cu mediul înconjurător, cu mâncarea și așa mai departe. Eu înainte foloseam pentru masă alte produse și bineînțeles că alea erau toxice și dacă copilașul mănâncă mereu pe masă sau și cu blat, nu puteam să dau cu produsul ăla și să-l lăs așa. Trebuia să dau cu produs, după aia să dau cu apă, să se ducă mirosul ăla, că mirosa foarte, foarte tare. Dar în schimb, acum nu mai trebuie, deci... Produsul ăsta are un miros așa de mentol. Doar dau cu produs, las câteva, un minut. Nu știu dacă las un minut. Să mai, dacă este mai multă mizerie, că copilașii de obicei fac foarte multă mizerie aici pe masă. O murdăresc foarte tare cu mâncare și se duce greu. Deci înainte mă chineam foarte tare să o curăț. Și las... Da, mami! Da! Imediat. Și las puțin produs, șterg și cam așa arată. Deci îmi place la nebunie produsul ăsta. Îl ador. Mi-am dat acum comandă, trebuie să ajungă. Debea aștept să ajungă. De ce ai făcut mizerii? De ce Mima în trei mișcări a făcut mizerii acolo? Da, dragilor, și asta am vrut să vă zic. Mai am, bineînțeles, făcut sus acolo curat pe frigider, că n-a reușit să mai șterg puțin frigiderul, dar în general asta a reușit să fac. Deci îmi place foarte mult cum arată acum. Dragilor, m-am apucat să fac curățenie în bucătărie și am zis, spălând eu vasele, am avut și câteva ori de spălat și am zis că dacă tot le spăl, să le spăl bine. Aveau foarte multă grăsime pe aici și de obicei, nu știu dacă le-am avut atât de curate de când le-am cumpărat. Bine, asta excludeți-o pentru că acesta este plastic și se oară și vă dați seama. Plasticul ars nu se mai curăță. Adică e ars în sine, e mânerul de la foc. Și vă dați seama că nu se mai curăță, dar uitați-vă cât de fain arată oala pe lângă. Deci strălucește. Am folosit oven. Deci, nu știu, dar eu ador. Bineînțeles, la oala asta o trebuie să repet procesul. Și am scos-o și pe asta, deci nu-mi vine să cred, asta era plină. O trebuie și la asta să zic de două ori. Am dat cu produs, am frecat, după aia am clătit și am mai încălzit odată oala la 90 de grade. Și după iar am dat cu produs și am frecat, deci o ador produsul ăsta. Îl ador, uitați-vă puțin. Bună, dragii mei, este seara, spuneți-vă cât e ceasul, că nu știu cât e ceasul, 9:20 ceasul, eu venit aici la bucătărie, copilașii sunt cu Manu la desene în dormitor, au desene, normal la ora asta copilașii trebuiau să doarmă, pentru că la 9 îi pune de obicei la somn, dar am zis că dacă stau cu minți la desene să
mă apuc repede să fac mâncare. Vreau să mă apuc să fac niște pastii cu creveți. Niște creveți. Au fost la Sasocro mai înainte la... De fapt, nu mai înainte. Acum câteva ore a fost la cumpărături la Lidl și am zis mie și mie ce aveam nevoie să fac pastele cu creveți. Când am mai mâncat de mult pastii cu creveți și am zis să fac, că mie îmi plac foarte mult. Mie și la copilaș. Celorlalți nu le plac crevețe, în general fructele de mare. Și am zis să mă apuc să fac niște paste cu creveți. Eu aici am pregătit ingredientele, imediat o să vă arăt și o să am nevoie pentru a face pastele. Și da, dragilor, să mă apuc acum de treabă. Vreau să vă zic ce voi pune eu la paste. Bineînțeles, paste. Eu le folosesc pe asta, tricolorii. Hai să zic că spun, stați că am uitat, că știam, cu legumii, cred, da, cu roșii, spanac, în trei culori. Folosesc una din asta, lămâi, bineînțeles, nu-ți folosesc pe toate, dar așa, pătrunjel verde, am adus mai înainte din solar, el este ud cu uda mai înainte. Aici are niște usturoi, bineînțeles, nu o să-l folosesc nici pe ăsta, nici pe ăsta tot. Niște dintre ăsta unt cu usturoi. Eu nu am unt simplu, dar am unt cu usturoi și cred că o să meargă foarte, foarte bine cu, cu pastele și creveții. Ceapă, eu am luat două așa și, bineînțeles, creveți. Deci nu știu câte grame, are 450 de grame, are creveți ăștia. Sunt ceva mai mari, dar sunt creveți mai mari. Și da, o să fac un time-lapse și o să vedeți pe video cum fac eu pastele. Nu cred că trebuie să vă mai explic, se vede foarte bine, adică se înțelege foarte bine din video.
bună? Da. Deci mi-ai bătut ce faci, mami, acolo? E bun crevetele? E bun? Vă că îi place la copilaș, pasul de crevet. Nu, mi-e bună, foarte bine. E bun, mami? Da? Îți place? Îți place? Da, mă, de crevet, cărniță. Da, cărniță, papă. Ce roade mi-e mă la crevete. Îți place, mami? Mai are și muzică. Hai muzică, mami, ești legă. Apă. De apă?